Salutare dragii mei abonați, dragii mei pescari, Iată că am revenit astăzi cu un nou clip, ca un atelier, să zic așa. Și atunci vă voi arăta din nou montura pe care eu o folosesc. Anual, ca să zic așa, revin cu montura method feeder pe care o pun aici pe canalul, o încarc pentru voi. Pentru că sunt oameni noi, abonați noi, care vor să vadă... Na, eu mereu arăt montura și atunci zic, bă, pentru abonații noi care cu siguranță nu au văzut toți această montură, cum o realizez, în ce o realizez, câteva sfaturi, o încarc din nou și din nou și îi fac un nou video când realizez. Bineînțeles că eu folosesc că mare parte cârlege legate, o să ajungem și acolo, dar pentru cei ce nu vor să cumpere cârlege și vor să-și facă ei acasă, o să vă arăt componentele de care aveți nevoie. Sunt chestii foarte, foarte simple și le găsiți oriunde, garantez, la orice magazin de pescuit, n-ai cum să nu găsești. Și atunci vă arăt de deci cum se formează această mântură, cum o realizăm, da? Asta e răspunsul corect. Cum se realizează montura metod Feeder. Eficiența ei este extraordinară. Și atunci vom începe. Avem nevoie, nu le-am așezat așa în ordine, dar vă zic de ce avem nevoie. Bineînțeles că avem nevoie de un cârlig, nu? E logic. Cârlig, spin, quick change. Pentru a lega vor cu după aia la metod feeder, o să vedeți. Eu folosesc Preston pentru că astea sunt cele mai bune. Fir textil, bineînțeles că avem nevoie cu firul textil, practic cele mai importante astea sunt fir textil ca să legăm, cârlig și spin pentru a atașa momela. Acum, în loc de spin, există încă două variante, mai există bandă de silicon din acea micuță, da? rotundă, unde pui momela pe bandă, dar e mult mai simplu pe spin, o schimbi mai ușor când vrei, deci nu. Eu spinul mare parte, majoritatea folosesc spin. Și varianta care mai este în afară de spin și bandă de silicon este să nu pui nici bandă de silicon în spin, să lași pur și simplu firul de păr. Dar deja acolo e mult mai complicat. Acolo trebuie să introduci mereu la pe croșetă, să stai să-i pui un stopăr și atunci eu zic că spinul e cea mai, cea mai practică. Bineînțeles că avem nevoie de un metod feeder, pentru că asta, asta, este coșulețul, monitorul de pe care peștele se va hrăni, aici va fi nada folosesc momitoarele, adică metodurile de la The Store. Aveți și 10% reducere la acestea dacă folosiți codul PESCUIT10. Deci sunt metoduri de la 4 lei, 5 lei bucata. Și v-am mai spus să se potrivesc pe presa Preston, da? Se potrivesc pe presa Preston. uitați cum vine. Da? Mă rog, oricum ar fi. Uite. Se potrivesc, încarcă perfect. Eu cu astea pescuiesc. Asta e doar de formă ca să vă arăt după aia cum îl, cum îl atașez, da? În fine, avem momeli. Bineînțeles că avem nevoie de momeli, că altfel n-ai cum să pescuiești. Poți să pescuiești și fără momelă. Dacă ai pește pe vadă, am pățit să intre și pe cârligul gol. Folosesc de la Fiderix și după cum vine, vedeți, aici scrie că sunt doar cocos. Practic, aici erau doar cele albe, dar nu mai port după mine câte trei borcănașe, da? Adică, să port, ăsta galben era porumbul, ăla alb era cocosul, ăsta era căpșuna și atunci am vărsat din trei borcănași și am făcut unul din trei. Bine, vă dați seama că nu au fost atâtea, au fost mult mai multe biluțe, dar ca idee port doar un borcănaș cu toate trei aromele, toate trei culorile. Culoarea mă interesează în special, nu neapărat aroma. Și dacă să port pentru mine, ăsta e sfatul meu, făceți-vă un borcănaș cu mai multe și nu mai cărați după voi toate momelile să le aveți pe masă acolo înșirate pentru că peștele nu vine neapărat la momeală, da? Deci, da, dar e cea care contează. O foarfecă pentru a tăia pe aici textilul, că textilul n-ai cum să-l rupi cu dinții, exclus să-l rupi și dacă e subțire cum e asta, n-ai cum să-l rupi. Și la final, după ce facem forfacul, montura, avem un par cu apă, vreau să introduc forfacul. Vă recomand fiecare forfac pe care îl faceți, nu aruncați la anseta, avem un forfac, hai să o aruncăm în apă, pescuim. Forfacul ăla poate nu e bine făcut, sau poate nu se echilibrează cu momeala pe care voi o folosiți. Și atunci folosim o sticluță, ceva cu apă, un recipient, ce veți voi ca să verificăm. Deci eu nu o arunc fără să verific. Să trecem la treabă. Hai, să trecem la treabă. Vom da astea la o parte, asta momentan nu ne trebuie acum. Și nici cărlegele, astea sunt niște, sunt niște spini foarte ieftini, de la Delfin sunt foarte ok, cărlegele la fel calitate și preț ok. Iar firul acesta îl folosesc de foarte mult timp, dar v-am zis, eu nu prea mai fac forface, pentru că folosesc direct forface de la Fiderix. Deci dacă nu vreți să faceți montura în stilul acesta și vă elene, vă arăt după aia și o variantă mai simplă, da? Și atunci firul ăsta Astro 0.13 mm este un fir extraordinar pentru forface, scoate, ține, rezistă, ce vreți voi. Deci eu pe ăsta îl folosesc, am avut unul și mai subțire de 0.10 parcă, pentru pești detalii mai mică, mai finețe, mai nu știu ce, da? Sper să se vadă. O să fac montura pentru voi, o să vă arăt cum fac eu. Eu așa încep. Încep cu deschiderea firului. După care introduc rligul, Eu îl introduc direct pe fir și îl las aici. Nu știu, așa fac eu, așa m-am învățat. Și îl introducem cu interiorul, da? cu partea din interior. Deci textilul îl introduc prin interiorul ochetului. Da, trebuie un pic tăiat firul ăsta, că e cam, e cam nașpa, dar ai nevoie de o și atunci ai nevoie și de o foarfecă să taie bine. O să eliminăm puțin fiert aici, uite așa. Bun. Și cum am spus, o să încerc să măresc, ia să vedem. O să iau eu asta de aici. O să încerc să măresc puțin, deci introducem prin interior și las aici cărligul pentru că acum vine spinul, spinul, legarea spinului, da? Spinul nu, nu, necesită un nod nu știu cum, uite ce frumos intră în deget, deci nu necesită nod nu știu de care, eu îl făceam mai sofisticat înainte, acum fiecare face cum vrea, ideea e că nu pe, nu pe momeală va sta rezistența, rezistența va însemna în altceva, deci spinul, da? Puteți să-i faceți, dacă mă întrebați pe mine, și două noduri simple cu textilul. Eu vă garantez că o să prindeți. Deci, mai ales că textilul nu se desface ca monofilamentul. Deci, pur și simplu, puteți să faceți un nod, două noduri de astea simple. Da. No. Și atunci, când o să vină și al doilea, o să țină imediat. Da, deci faceți un nod simplu și mai faceți încă o dată. n-are unde să se rupă, n-are ce se întâmple, oricât ai trage de, de, spin, da? deci poți să tragi de spin cât vrei, ca cum ai trage de momelă, în momentul în care tragi de momelă, nu iese, nu se desface nodul. Deci ține cât vrei tu, cât vrei tu, două noduri simple, nu e un nod complicat, adică cel mai simplu. Înainte făceam noduri mai sofisticate, dar am realizat că efectiv nu merită, nu, nu aduce un, un plus. Acum tăiem surplusul care a rămas aici la spin, o foarfecă, da, zic, o farfecă mai de calitate. Asta e nouă, acum mai aveam una neagră și ta e puțin mai puțin mai bine, ca să zic așa. Cam așa. Și acum, momentul important este la cărlig. Lungimea furfacului. Aici iar e o poveste lungă. Eu la lungimea furfacului pescuiesc undeva cel mai des la 7 cm, jumate 8 cm maxim 10, cam asta e, dar de exemplu dacă peștele mănâncă mai fin da? deci dacă peștele mănâncă mai fin dacă substratul e mai complicat puțin e bine să ai și un furfac mai mare, dar eu folosesc până în 10 cm acum aici e de discutat eu vă arăt cum se realizează, Da, e bine să ai furface mai scurte, mai lungi când peștele se hrănește bine e, e ok să ai și un furfac mai scurt pentru că el va veni foarte repede să să mănânci acolo asta vara când e cald și atunci lăsăm așa puțin fir în plus pentru a realiza în continuare forfacul, pentru a ne ajunge firul. Ok, am tăiat aici o bucată. Hai să vedem acum. Așezarea cârligului lângă spin și matisarea, că asta e important. Este un lucru și un aspect foarte important. Sper să se vadă cât de cât, să se înțeleagă. Eu o să vă arăt pe cât pot. Întotdeauna spinul, ca să înțelegeți, distanța spinului cam o jumătate de centimetru, cam aici. Eu când fac așa cu spinul, să vin aici. Exact asta este distanța pe care o folosesc. Mut spinul să ajungă în vârful cărligului, da? Uite, dacă e prea așa, nu mai ajunge, vedeți? Dacă e prea lung, îl depășește. Și atunci cam așa, să ajungă fix, fix aici, vârf pe vârf. Ținem ambele, ambele componente, da? spinul și cu cârligul, le ținem cu celălalt deget. Avem aici firul, și ne apucăm de matisat. Da? Matisăm, matisăm, asta o să observați și voi, o să vă arăt după aia. Matisăm cel puțin până în vârful, până în vârful adică firul să ajungă în vârf. Acum nu este chiar în vârf, se vede ca și cum ar fi, dar nu e, pentru că o să se mai și strângă. Vedeți, uite, l-am tras puțin în sus, nu mai Să-l așezăm spiră lângă spiră, da? Este un forfa corect, este un furfac făcut care o să prindă pește. Uite, iar am tras, acum începe să fie cât de cât la nivel. Da, dar tot mai trebuie. Și mai ales la genul acesta de cărlige cu o curbură mai mare. Ia să vedem. Începe să fie ce trebuie. Uite. El acum rămâne legat. Spinul se duce până în vârf. Este din, distanța este perfectă. Da, firul a ajuns până în vârful. A depășit puțin, dar exact asta și vreau că el se mai strânge. O să vedeți la, la apă când o să-l pun. Acum mă întorc cu firul. Mă întorc cu firul de 3 ori. 1, 2, 3, da, pe matisare. Și a patra oară ies cu firul prin spatele cărligului. din spate, în, 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 interiorul cărleiului da? deci din spatele cărleiului și scoatem furfacul prin față. Aveți mare grijă la acest aspect. Întotdeauna când terminați furfacul, firul să vină din spatele cărleiului spre interior, niciodată invers, niciodată din interior spre exterior. Asta este prezentarea cea mai corectă, să și observă și va înțepa mult mai bine, da? Deci cam asta este furfacul, acum. Bine, mai trebuie să-i facem bucla și toate cele. Deci asta e cea mai importantă fază până aici, este realizat perfect. Cam până aici am 10 cm, dar deci să mai micșorez eu puțin zoomul. Uite așa, să se vadă cât de cât. Și un 8 cm, ca să zic, uite cam aici. Da? Deci de aici, că de aici o să plece firul. Până aici sunt vreo 8 cm. Cred că se vede mai mult de la zoom. Ia să micșorez încă un pic. Ok. Și atunci facem exact așa cum am făcut eu aici o buclă. Eu am tăiat cam mult fir, am zis ca să am la matrizare la alea să mi-ajungă, dar ca să faceți economie, când o să învățați și o să faceți mai multe forface, nu tăiați atâta fir ca mine, că o să vă rămână foarte mult degeaba, da? Dar am zis acum dacă vă explic să se înțeleagă. Bun, deci aici unde vrem distanța, că vrem 8 cm, 10, 12 și cât vreți voi, în în firul, eu așa fac, mi se pare un nod foarte simplu și rezistent, în firul, facem aici o buclă, fiți atenți aici, cel mai simplu, sper să iasă că mă cam agață cârligul, facem o buclă așa, da? Deci le-am luat pe ambele, le îndoi și acum vin cu firul o dată, prin interior, da? Este ca un nod acum, dar nu-l strâng și mai vin încă o dată. Deci încă o dată. Și abia acum am strâns nodul. Umezim puțin, cu salivă, cu apă, cu ce aveți voi la îndemână, nodul, când îl strângem, strângem perfect și ăsta este restul surplusului, dacă mă întreb pe mine, dacă mă chinui un pic, deci dacă mă chinui un pic, poate mai fac un forfac din, din ce mi-a rămas, hai să tăiem restul surplusului, să vedeți cum se vede forfacul, deci este un forfac perfect, eu abia aștept să-l pescuiesc, eu să mi-l pun în penar, veam am zis, îmi fac rar mai îmi fac forface, că folosesc legate, dar mai ai nevoie. Da, vor asta zici eu că mai bine, da? Nu prea mai taie. Și asta este, prieten, forfacul. Ia uite. Aici avem bucla care se va așa la quick change. O să vă arăt imediat. Asta este forfacul, Cel mai important lucru. Quick change-ul. Asta e de la Preston. Așa arată un quick change. Acum sunt mai multe firme. Este format și acesta din două componente, cam așa. Pe aici intră firul principal, dar asta este legarea cu exchange Am un episod cum se leagă cu exchange-ul. Iese firul pe aici, frumos. Iar aici atașăm forfacul, da? Are această deschizătură. Da, De e mult mai bun decât vârtejul, că poți să-l schimbi foarte, foarte rapid. Uite, frumos. Băgăm bucla pe deschizătura asta. Da, De așa că n-am băgat-o. Aplicat un pic să mă pe cameră. Ia să vedem. Vedeți? Are aici o deschizătură. Pe aici intră forfacul. După care, bineînțeles că ăsta se asigură. Iar vă recomand aceste quick că sunt cele mai rezistente de pe piață. Eu am folosit de-a lungul timpului multe quick change-uri și mi-au cedat la pejmari, mi-au cedat în piatră, sau spart. Cam asta e. Mai departe, aici ăsta ar fi metod feeder-ul. V-am zis, firul principal la mântura asta vine direct prin metod și direct legat de quick change. Quick change ul vine în metod feeder, cam așa. Bun, da? Și asta va fi montura. Acum știu că am mai primit mesaje că ce cu x folosesc pentru aceste meturi, pentru că nu stau aici, dar nici nu trebuie să stea. Eu folosesc astea, firul oricum e întins și forfacul nu iese, iar peștele va aspira foarte ușor, foarte ușor va trage forfacul și el voi înțepa frumos din vârf. Deci ăsta este forfacul, cam așa arată, da? Îi punem și o momeală și hai să-l vedem la, la apă, ce momeală, îi punem un ca să fie mai vizibil. să vedem. V-am zis, nu, dacă, de exemplu, el poate nu este reglat cum trebuie și atunci eu nu pot să folosesc forfacul asta. Da? Cârligul e de 12, parcă ăsta de la Delfin sau de 10. Nu știu, de 12 10 pe aici. Punem o mumeală. Ia uite ce frumos și hai să-l vedem și la apă cum se prezintă pe substrat. Ia. Ia uite. Ia uite, tati. Uitați aici o prezentare corectă. Trebuie să întorc eu puțin camera, o să vă arăt, dar uite și aici cum se vede. Deci, cârligul nu se ridică, nici măcar în cap și coadă, stă culcat. Pentru mine asta e cea mai bună prezentare, cea mai mascată, exact așa va sta și pe metod feeder, cârligul culcat, momela puțin în sus. Deci cârligul va sta practic culcat pe nadă. Mai există varianta să stea și în cap și coadă cărligul, aia e o formă mai agresivă, nu e recomandată chiar mereu. Pentru mine asta e forma cea mai bună. Nu se ridică forfacul sus niciodată, dacă s-a ridicat forfacul aia nu e bună. Deci ce să mai n-are rost să vă mai arăt, că trebuie să scot camera ca să vă arăt, uite cum se vede aici pe fund. Exact așa va sta și pe nadă. Deci asta e forma corectă. Înțeparea perfectă. Acum Asta e varianta pentru cei ce vor să-și facă un forfac. Eu acum am lungit mult, m-am lălăit mult ca să înțelegeți voi și să se vadă, dar un forfac de genul fac faci în, într-un minut jumate, maxim două și mai repede. Deci eu fac repede, dar acum am stat să vă arăt, să mi Varianta simplă, cum folosesc eu, eu o folosesc așa. Am aici cărlige legate. Am aici, da? Deci am cărlige bine, aici am mai multe, am și tije, și alte chestii, să vedem să caut aici. Eu folosesc legile legate de la X. Uite asta de exemplu, e pe bandă, găsesc și pe bandă și pe spin și atunci nu mai trebuie să stai, să faci forfacul. 15 lei, 3 forface, nici 15 lei aceste forface. Pentru mine, sincer, decât să stau să mi le fac ca să-mi fac exact aceleași chestii, mai bine le, le cumpăr, le fac, le procur sau așa mai departe ca și muncă și ca și bani cât o să dai pe cârlige, fir, și nu mă spin, cârlig, fir și așa mai departe, o să ajungi să cumperi de astea și o să vezi că la un 5 lei, un forfac de calitate o să se merite. Asta e varianta pe care eu o folosesc pentru că mie mi-e mai convenabil. Sunt mai rapide, am câteva pachete numai decât pun un forfac, că e numărul 10, că e 12 și așa mai departe. Nu-l mai scot aici, vă dați și voi seama cum are, e exact aceeași buclă, sunt exact la fel doar că făcute diferit și nu. Și atunci cam asta ar fi varianta ca să nu stai de ele. Sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles, sper că v-am ajutat cu acestea, sper că înțelegeți, sper că apreciați canalul. Dacă vreți și apreciați canalul și ați rămas până la finalul acestui canal, să lăsați și voi un comentariu, să dați și voi un like. Un comentariu în ce sens? Să Spuneți, bă, apreciez, bă, chiar m-a ajutat, uite, fă chestia aia pe canal, accept și păreri, vreau să aud variante de la voi, ce partide să facem, ce ați vrea să vedem. Și cam asta a fost, vă salut pe toți, fire întinse și ne reauzim!